Aceasta a fost istoria micului dejun cu rugăciune din acest an, cea de aseară și cea de astăzi. Au fost momente intense și în astfel de situații de obicei se adresează un cuvânt de mulțumire. Voi rosti un cuvânt de mulțumire general pentru toți cei care au contribuit într-o formă sau alta, pentru vorbitorii extraordinari pe care i-am avut, pentru cei care au slujit prin muzică, pentru cei care au muncit la acest mic dejun cu rugăciune. Bineînțeles, un cuvânt special pentru membrii grupului de rugăciune al Parlamentului României, deputați și senatori. Nu este simplu în politică, ne despart destule. Nu vă ascund că la începutul acestui mandat ne-a fost un pic mai greu să ne acomodăm unii cu alții din perspective ideologice diferite și cu viziuni poate diferite pe anumite lucruri, dar credința în Domnul Iisus Hristos ne-a unit și iată că astăzi funcționăm ca o echipă. Este important să-ți asumi identitatea creștină așa cum s-a spus și asta face diferența. Noi vom încheia imediat cu un ultim moment muzical, dacă nu mai am vreo surpriză, frații Bede și oricine ar fi invitat alături de ei vor încheia acest moment al micului dejun cu rugăciune. Imediat după aceea vă vom invita, dar imediat în stânga, cum stau eu, pe trepte coborâm, vom face o fotografie de familie și imediat după aceea sunteți invitați cei care doriți și aveți disponibilitate la un tur al Parlamentului. Cred că fiecare poate să-și pună propria concluzie după seara de ieri și ziua de astăzi. Poate una dintre concluziile principale pe care le-am putea trage este că avem un mare Dumnezeu. Și avem un Mântuitor, Iisus Hristos, căruia noi îi datorăm foarte mult. Pentru că El ne-a dăruit nu foarte mult, ci ne-a dăruit totul. Așa încât vă îndemn pe fiecare și deputat senator care ați fost, sunteți în sală, să vă alăturați grupului și vă invit pe toți să ne asumăm public în ceea ce facem, în viața de zi cu zi, în profesie, în mediul universitar, în familie, în politică, să ne asumăm această identitate creștină în Iisus Hristos. Nu avem a ne teme, nu trebuie să ne fie rușine, este un lucru extraordinar și mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru ceea ce a făcut pentru noi. Dumnezeu să binecuvânteze România, Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei trăitori în această țară, pe prietenii săi, cei care au fost prezenți din străinătate sau acreditați diplomatic la București și vă propun să ne revedem anul viitor. Vă mulțumesc foarte mult!